m-am orientat întotdeauna spre oamenii care pot să mă ajute să progresez. Asta devine în ziua de azi, în cărțile de self-help și de dezvoltare personală, o regulă. Prima dată când am dat un interviu, am spus că sunt mulțimea unor ipostaze și, din fericire, unii m-au prins în toane bune. Prin urmare, cred că e un pic dificil să ne alegem modelele în ziua de azi, pentru că toți suntem oameni și, în cele din urmă, fiecare dintre noi va avea ipostaze mai bune și mai rele. Ce cred însă e că putem cu toții să ne creăm un sistem prin care să ne observăm atent și să rămânem, așa cum îmi place mie să numesc, coerenți cu noi înșine, coerenți personali. Pe mine tema asta mă preocupă cel mai mult când vine vorba și de tineri și de adulți în munca mea de consilier și ce încerc să fac este să-i ajut pe oameni să-și alinieze obiectivele, valorile, dorințele și năzuințele astfel încât să ajungă la exprimarea potențialului și la o stare de împlinire. Fericirea știm că e așa complicată să o definim, dar sentimentul de împlinire ne este mult mai familiar pentru că e foarte simplu de înțeles, e atunci când nu mai avem acea greutate pe suflet. Drumul meu e în mare măsură o sumă de evenimente improbabile. Nu, dacă ar fi fost să-mi evaluez șansele de reușită, ele au fost foarte mici din totdeauna. M-am născut într-un sat din județul Bacău, se cheamă Motoșeni, o localitate destul de îndepărtată așa de civilizație, în sensul în care o înțeleg oamenii din mediul urban. Deci nu erau cine știe ce resurse și acces la evenimente sociale sau culturale care să-mi stimuleze dorința de a mă orienta spre o carieră în domeniul pe care îl practic astăzi. Însă ce a fost foarte important pentru mine încă de mic e legat de relația cu părinții mei și de felul în care ei m-au ajutat să înțeleg lucrurile. Am fost tratat întotdeauna cu o încredere incredibilă, nu, la orice lucru pe care îl făceam primeam atenția necesară și în munca mea de consilier am ajuns să conștientizez că dacă e un lucru de care au nevoie toți copiii pot să depășească chiar violența, chiar agresiunea, chiar trauma psihologică provenită dintr-un spectru de ăsta al agresiunii, însă lucru care îi marchează mai rău decât aceste situații e însingurarea, sentimentul că nu sunt văzuți. Și ce pot să zic că am avut din plin a fost această atenție provenită de la cei mai importanți oameni din viața mea în perioada timpurie, lucru care m-a determinat să gândesc întotdeauna că nu există limite. Știu, un pic idealist așa și naiv, pentru că sunt foarte multe limite, dar am fost totdeauna foarte curios și trecând așa peste o seamă de evenimente în copilăria mică, am ajuns în clasa 8-a când trebuia să-mi aleg drumul și desigur nu-mi doream să rămân la un liceu tehnologic din proximitatea satului meu, drept urmare am învățat singur pentru evaluarea națională și am reușit să am o medie foarte mare și să intru la cel mai bun liceu din județul Bacău. Și de aici pornește aventura vieții mele. De la 14 ani mi-a trebuit să plec de acasă, după o relație destul de apropiată cu mama, așa, eram genul de băiatul mamic. De fapt, relația mea cu mama era foarte așezată și matură, așa, ne tratam ca de la adult la adult în discuțiile noastre. De aceea a fost destul de ușor și să ne desprindem unul de celălalt, pentru că am avut încrederea faptului că o să ne menținem o relație apropiată și de încredere. Am plecat la liceu, eram un copil modest, așa, sărăcuț, cum se mai spune, și foarte introvert, nu aveam cine știe ce abilități sociale, lucru pe care l-am depășit cu greu în primul an de liceu, dar
încă o lecție pe care o cred importantă pentru tineri, nu aș vrea să... E o lecție personală care pentru voi poate să fie o idee de ceva altfel, nu un sfat sau nici măcar un îndemn. M-am orientat întotdeauna spre oamenii care pot să mă ajute să progresez. Asta devine în ziua de azi, în cărțile de self-help și de dezvoltare personală, o regulă, dacă vreți, să te înconjori de oameni care îți cresc potențialul, nu care te fac să stagnezi sau și mai rău să involuezi. Însă la mine a fost ceva natural. Cumva dintotdeauna mama m-a ajutat să fac distinția asta între oamenii buni și răi, dacă vreți. Deși eu nu cred că există oameni fundamental răi, dar în anumite ipostaze din viața noastră e foarte important să ne cântărim relațiile sociale și să vedem în ce fel ele ne ajută să evoluăm. De aceea o să auziți poate de multe ori pe părinții voștri că sunt înfricoșați de anturajul în care vă angrenați voi. Revenind în clasa a noua la mine la liceu, prietenii mei cei mai buni au devenit profesorii. Și încă de atunci am așa o legătură mult mai profundă cu oameni mai mari decât mine. Asta pentru că mi-a plăcut întotdeauna să întreb de ce despre orice lucru și să apelez la cunoașterea care există sub orice formă. Iar oamenii, unii dintre ei, grație muncii lor, ajung să fie cărți vii și prezența noastră în jurul lor e lucru care ne va ajuta de fiecare dată să avem motivație, să avem forță. De altfel, mentor, foarte interesant, vine din grecească, din greaca veche, și înseamnă intenție, scop și forță. Prin urmare, încercați să faceți un exercițiu simplu care vă gândiți la niște oameni din jurul vostru care vă inspiră măcar una dintre aceste caracteristici. Sunt acei oameni care au un scop puternic în viață și de fiecare dată când vă întâlniți cu ei, știu că sunt pe un drum care o să-i ducă într-un anumit punct. Sunt oameni care au intenții frumoase, care vor să facă bine, care sunt preocupați de planetă, de mediu, de ceilalți oameni. Aceștia sunt oameni ai intenției. Și aveți și pe alții care poate nu au mereu succes, poate sunt puși la pământ de mari provocări ale vieții, cum de altfel ni se întâmplă tuturor, dar care sunt caracterizați de forță. Și cam ăștia sunt oamenii pe care eu îi valorific cel mai mult și încerc să iau în preajma mea și care m-au ajutat de fiecare dată să cresc. Inspirăm tinerii din România.